Mașina poliției e parcată. Periculos. Ca și ei secții de poliție. Acolo înțeleg că e parcare. Și asta stă în parcare. Dar asta stă fix la intrare. Cam ilegal. Și aici avem piste ciclistică. Praguri și pietoni. Mersi. Secție de poliție și mașini parcate neregulamentar chiar la poarta poliției. Dar mașini de poliție? Unde vrei să parchezi acolo, că nu-i voie, tata? Vrea eu să parcheze după zebra. Pe zebra. Hai, dar dacă parchează poliția oriunde, de ce să nu parcheze și ea? O șopat și în fața la loc. Nu știu ce vezi tu cu șopat. Pământ de șopat din fața la loc. Ah, ok. Credeam că e o remorcă plină. Fără prelată. Și sectorul fie ăsta? 2, cred că. Da, cred. Mai da? Nu sunt praguri mari, dar e îngustă pista. Aici e un unghi periculos și din coace. Și înalt și în unghi. Și aici treci periculos pe lângă scaunele de pasageri. Vrem și noi un loc sub soare. O fiu ăsta cu jeepanul care a-și parcat mașina pe trotuar. Dacă nu-i marcat clar că e pistă și aici copacul ne dă în cap, primăria și din coace unul din Dâmbovița au parcat pistă cu nesimțire. Uite, abia aici un semn că spațiul destinat bicicletelor. Am fost separat de pietoni, dar aici e și trotuar și pistă împreună. Sau trotuarul era ușor pe dreapta. Aici mașini parcate pe pistă, taxiuri, rușine să fie, pietoni la orizont, copaci care se usucă. Poate în vie la anul. Material electoral pe jos. Hai cu metru.
atenție, vrem și noi, pare rău. Iată de ce mai bine aici desfințau trotuarul ăsta și făceau parcare mai în spic cumva pentru mai multe mașini și acolo eliberau pista pentru biciclete pe prima bandă de carosabil. Dar așa nici noi, nici ei. Pedalare ca-n Pantelimon. Bordur în unghi periculos. Dacă ești cu roata mai mică sau o ataci într-un unghi ascuțit, rești să fie aruncat din șa. Mulțumim! Așa. Intrăm pe trotuar, teritoriul pietonilor. Ne oprim pentru că sună brega. Da, bade? Da, to? Da, dar eu taman în sectorul 3 acum. Merg cu Serghei să voteze la Moș Ion Roată. În Pantelimon. Ha, posibil, da. Este Ileana acasă, dacă vrei treci pe acolo. Bun, ceau. Aici văd un șanț cu pistă. Dacă nu era destul că s-o ocupate de mașini, m-ai făcut și capcane să prindă bicicliștii neatenți. Și aici în genere desfințat pista. Descurcați-vă. Dacă vreți la mănăstire, luați-o carosabil.